Un măr pe zi ține doctorul la distanță este o frază care s-a dovedit a fi adevărată și în laboratoarele cercetătorilor. Nu numai că merele au puține calorii și multe fibre, dar nutriționiștii și oamenii de știință au descoperit că merele previn unele probleme de sănătate sau cel puțin reduc riscurile la care sunt expuse corpurile noastre zilnic. Ieftine și disponibile aproape tot timpul anului, merele sunt oferite într-o gamă foarte bogată de culori, de la galben pal și verde până la roșu intens, iar gustul variază de asemenea de la suculent la ferm și de la dulce la acrișor. Important este că merele sunt întotdeauna pline de beneficii. Și în piața Mircea din Drobeta Turnu Severin este zarvă mare la tarabele cu mere. Oamenii aleg cele mai frumoase fructe și la cele mai avantajoase prețuri. Dumneavoastră consumați mere în general în această perioadă? Chiar multe. Deci circa 6-8 bucăți zilnic, eu cu soția, adică la două persoane. Pentru sănătate? Pentru sănătate. Mai și o banană, dar merele totuși sunt mai la îndemână și mai de-a noastră. Merele au fost întotdeauna asociate cu un număr de beneficii pentru sănătate pe termen lung. Sunt bogate în nutrienți importanți, inclusiv fibre, vitamine, minerale și antioxidanți. Voastră consumați mere în această perioadă sau mai mereu? Majoritatea timpului. Ce mere preferați? Roșii? Natane și Golden, Parmen Auriu. Pornind de la începuturile lumii, când mărul era de neatins, fiind un simbol al cunoașterii, al binelui și al răului, și până la basmele în care era considerat a fi fructul de aur, mărul și-a câștigat faima printre locuitorii din întreaga lume, fiind astăzi unul dintre cele mai consumate și mai apreciate fructe. Și dumneavoastră consumați mere? Mere? Sunt diabetic, vă dați seama. Numai mere, zarzavaturi, fructe cât se poate de multe. Spre deosebire de struguri și banane, merele rămân ferme în rucsac sau în geantă și nu necesită o protecție specială, de aceea merele reprezintă o gustare ideală. Pe scurt, este greu de găsit vreun aspect negativ în privința acestui fruct foarte popular. Un studiu recent efectuat pe șoareci arată faptul că sucul de mere poate ține la distanță boala Alzheimer, poate combate îmbătrânirea creierului, stimulează sistemul imunitar, previne mai multe tipuri de cancer, dar și oferă protecție oaselor. De asemenea, un măr nu va înlocui periuța de dinți, dar atunci când mușcați și mestecați un măr, se stimulează producția de salivă din gură, reducându-se astfel riscul apariției cariilor prin diminuarea nivelului de bacterii.